În România interbelică, dar și înainte, presa și-a asumat nu doar rolul de informare, ci și de educare a publicului cititor. Erau vremuri în care rata ridicată a analfabetismului făcea ca informația să circule greu, mai ales la țară. Iar în acest context, pledoariile pentru carte și citit erau prezente mereu în paginile gazetelor. Cartea E putere scria, de pildă, în 1922, publicația Transilvania Românească, la Alba Iulia. Puterea este știința. Puterea este cartea. Puterea este lumina minții și cultura sufletească de care dispune fiecare om, fiecare individ și fiecare popor în parte. Puterea științei va vindeca toate rănile sângerânde ale poporului nostru. Însă această putere a științei azi se pare a fi cu mult mai defectuoasă, mai fără putere, ca înainte de război. Criza cărții și a lecturii, despre care se vorbește azi în România, era un subiect de dezbatere și în România interbelică. La București, ziarul Curentul scria, de pildă, în 1929, sub semnătura lui Cezar Petrescu, despre criza cărții după Primul Război Mondial. De vreo 5 ani se scriu în gazete și reviste cel puțin 3 duzini de articole hebdomadare despre criza cărții, ofensiva cărții, defensiva cărții, protecția cărții, moartea cărții și alte multe variante pe aceeași temă, când funebră, când belicoasă. Există într-adevăr o criză a cititului? Editorii îți vor răspunde da și nu, fiindcă, într-adevăr, față de pronosticurile imediat de după războiul, contingentul de lectori ai României mărite e mai prejos de optimistele așteptări. În 1921, la Târgu Mureș, publicația Ogorul plasa pe poziție de egalitate cartea și gazeta din punctul de vedere al impactului lor asupra cititorilor. Cel care a terminat școala nu trebuie să se îndestuleze numai cu atât, ci să încerce mereu să tragă ceva folos din învățătura, din priceperea aceasta. Fiecare răvaș, fie gazetă sau carte, cuprinde ceva învățătură pe care și-o poate însuși oricine, cine știe citi. Revista Realitatea Ilustrată privea în 1928 cartea din altă perspectivă, aceea de creație estetică, văzută și prin frumusețea sa exterioară ca obiect de artă. Cel care găsea o voluptate în frunzărirea cărților, ce cuprindeau o intenție de frumos și un gând cu minte, exprimase cum nu se poate mai nimerit cultul datorat lor. La noi, cu unele excepții, cartea nu poate pretinde să fie nici iubită, nici păstrată. Căci cartea românească este urâtă și s-ar putea spune că e urâtă deoarece, tot cu rare excepții, gustul pentru frumos nu-i încă filtrat. Problema se învârte într-un cerc din care numai pasiunea pentru artă a câtorva ar putea o desprinde. Cartea și lectura în România de altă dată, în viziunea surprinsă de presa noastră interbelică.